Un lucru important pe care nu l-am comunicat până acum este faptul că în urmă câteva zile colegul meu, domnul secretar de stat Mircea Duș, a efectuat o vizită în Portugalia. A avut loc acolo o discuție pe care eu am continuat-o în cadrul summitului NATO cu partenerii portughezi, de unde noi am achiziționat aparatele F-16, cele 12 aparate F-16 din dotarea forțelor aeriene române. Intenționăm să mai achiziționăm încă 5 astfel de aparate în primă fază, tot de la colegii portughezi, pentru a putea să avem completă escadrila de F-16 din dotarea forțelor aeriene, urmând ca în perioada viitoare să discutăm despre cele 36 de aparate F-16 despre care v-am informat la momentul potrivit, aparate pe care ne dorim să le achiziționăm pentru forțele aeriene române. Discutăm despre alocare bugetară în momentul în care vom fi absolut convinși că putem avea aceste aparate de zbor. Este prematur să discutăm despre valoare, nici n-ar fi corect din partea noastră să discutăm despre o astfel de sumă până nu avem o înțelegere fermă cu cei care vor livra aceste aparate. Vă reamintesc, sunt mai multe posibilități luate în calcul în momentul de față. Ne-am adresat mai multor state care au în dotare F-16 și care pot disponibiliza aceste aparate de zbor, fie că discutăm de Statele Unite, fie că discutăm de Israel sau fie că discutăm de Grecia. Cele 5 aparate de care vă vorbeam vin tot din Portugalia, pentru că a fost firea să continuăm colaborarea cu Portugalia pe acest program. Sunt aparate de zbor pe care le cunoaștem, sunt aparate de zbor interoperabile cu ce am cumpărat până acum din Portugalia, dar despre suma pentru aceste aparate vom discuta spre finalul anului, atunci când intenționăm să promovăm și o lege în Parlament pentru a putea continua programul de F-16. În momentul de față discutăm de 4 aparate comandă simplă și un aparat comandă dublă.